Ca să sintetizăm în câteva propoziții ceea ce am spus înainte și să facem recapitulare, primul lucru, suntem biruitori în Hristos pentru că suntem ascunși împreună cu El. Al doilea adevăr, Satan este speriat și supărat pe poziția pe care Hristos a câștigat-o pentru noi și încearcă să ne atace pe trei fronturi pentru a ne fura o viață victorioasă în Domnul nostru Iisus Hristos. Primul front este cel al minții. Nu suntem valoroase și nu merităm. Este ceea ce el spune. Al doilea este cel al atitudinilor și sentimentelor. Dacă va reuși să pună în viața noastră mândrie, necredință și teamă, va putea să ne conducă la nivel de sentimente cum vrea el. Antidotul este smerenia. Ne smerim în fața Domnului și îmbușcăm mândria și aruncăm asupra lui Dumnezeu cu credință toată teama, sub orice formă ar fi, și considerăm că El este Cel care ne poartă de grijă. Apoi un domeniu la care toți suntem sensibili, dar în mod special femeile, este ceea ce declarăm cu limba noastră. Puterea cuvintelor poate să determine binecuvântarea sau blestemul în viața noastră și în viața celor care sunt cei mai importanți pentru noi. Câteva păcate pe care le facem cu limba și nu sunt deloc mici, sunt mărturiile negative, când accentuăm doar lucruri rele și nu punem accent pe ceea ce are Dumnezeu ca viziune pentru noi. Bârfa. În Levitic 19:16, Dumnezeu spune să nu umbli cu bârfeli în poporul meu. Bârfa face foarte mult rău pentru că denigrează niște sfinți, niște oameni valoroși. Și ceilalți, în loc să-i vadă așa cum îi vede Dumnezeu, încep să-i vadă prin ochii sau ochelarii pe care tu îi pui pe ochii celor care te ascultă. Și răspunzi pentru asta. Apoi, când vorbim prea mult, Biblia consideră că excesul de cuvinte este un semn al neliniștii spirituale și o dovadă de neînțelepciune. Nu se poate, când vorbim mult, să nu păcătuim. Minciuna, indiferent sub ce formă, minciuni complete, jumătăți de adevăruri, lucruri spuse voalat cu intenția de a minți și de a înșela, toate acestea sunt găuri în armura noastră spirituală și fiți convinse că pe acolo diavolul ne va ataca. Dar trec repede peste astea pentru că vreau să mă opresc la un păcat cu care eu m-am confruntat și prin care l-am întristat mult pe Dumnezeu. Tot un păcat al limbii. Sora Naomi l-a amintit aici. Este un păcat căruia nu îi acordăm multă atenție, mult credit, dar este cu adevărat dezgustător în fața Domnului. Ia ghiciți despre ce e vorba. Naomi. Cârtirea. Am auzit multe repetiții despre cârtire. Niciodată n-am luat-o în considerare. Mi se părea o slăbiciune omenească. Ok. Ai motive să fii nemulțumit. O scuzam. Și atunci când scuzi păcatul, nu faci decât să dai mâna cu diavolul și să-l ajuți să-ți distrugă viața. Ceea ce spun eu despre cârtire nu are prea multă însemnătate, dar ceea ce Dumnezeu spune despre cârtire contează. Vreau să vă gândiți la niște versete. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Isaia 45:9. Când Dumnezeu zice vai, trebuie să mă înfior. Vai de tine.
când îndrăznești să te cerți cu făcătorul tău. De ce e așa de urât înaintea Domnului cârtirea? Am stat și m-am gândit. Zic, Doamne, dar Tu chiar vrei tot timpul să zic e ok, e ok, e ok, când o grămadă de lucruri nu sunt ok? Și Domnul a zis, nu, nu vreau să minți. Vreau să nu cârtești. Și m-am gândit la două personaje. Am ales așa, în mod deosebit. Uitați-vă, de exemplu, la Iov și la David. Omul pe care Dumnezeu îl numește prietenul lui, David, așa, a fost prietenul lui Dumnezeu, iubitul lui. Dumnezeu se laudă mult cu David în Biblie. Și omul acesta, când îi citești psalmii, îl vezi că își pune întrebări, că își plânge durerea, că se uite și zice, da, ce se întâmplă? Doamne, da, vezi, ești de acord cu asta? Uitați-vă la Iov, capitole întregi, în care își țipă durerea spre cer, își pune survetul înaintea Domnului și zice, da, nu închipuiam că ești așa, dar ce faci? Și totuși, când Dumnezeu se apropie de Iov, îl privește și îl iubește și nu îi spune că a cârtit. În toată vorbirea lui și când a întrebat de ce, n-a întrebat ca un șef care își ia de urechi subalternul, a întrebat cu smerenie, nu neapărat că aștepta un răspuns și voia ca Dumnezeu să-l mânghe și să zică, ok, atât de mult sufăr, te rog, ia-mă în brațe, am niște nelămuriri, stai de vorbă cu mine. Era un țipăt al inimii și nu un țipăt al răzvrătirii și al disprețului față de Dumnezeu, pentru că, de fapt, cârtirea exprimată ca nemulțumire atacă, în primul rând, suveranitatea lui Dumnezeu. Noi când ne gândim la Dumnezeu, ne gândim în termen de ce Dumnezeu pentru dumneavoastră? Cum îl descrieți? Și dacă v-aș lăsa să răspundeți această întrebare, imediat începeți să-mi spuneți. Dumnezeu este dragoste. Amin, e adevărat. Este bun, este blând, este plin de îndurare, înțelegător. Corect. Dar câți dintre noi începem, când zicem despre Dumnezeu, cu cuvântul suveran? Dumnezeu este împăratul împăraților. El stă pe tronul universului, este ființa cea mai specială, cea mai înțeleaptă, cea mai deosebită și, în calitate de suveran, nici mie, nici Arhanghelului Mihail, nimănui de pe pământ nu-i de raportul. Împăratul Nebucadnețar, care în secolul IX, înaintea erei noastre, era vedeta numărul 1 al pământului, după ce a încercat să se bată cu Dumnezeu și a fost învins cu un knockout, așa, a zis, tu stai deasupra și conduci oastea cerurilor și locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotrivă. Iov afirmă același lucru când zice, împotriva gândurilor tale, nimeni nu se poate pune. Asta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea, când vrea, cum vrea, fără să se consulte cu nimeni. Și această suveranitate nu înseamnă nici tiranie, nici dictatură, pentru că este însoțită de toate atributele mărețe ale lui Dumnezeu. Înseamnă doar autoritate și măreție în cea mai pură formă. Când eu, un nimic de pe pământ, încep să mă uit la modul în care Dumnezeu îmi conduce viața și să-i zic, ok, mi-ai dat asta, așa cum am făcut eu de multe ori, îți mulțumesc pentru ele și am zis mulțumesc cu jumătate de gură, dar, și întotdeauna urma un dar, știi, ar mai trebui. Și urma o listă cu tot ce ar fi trebuit să-mi dea și eu încă nu primisem. Am fost impertinentă. Și în loc să mă supun și să-i mulțumesc cu lacrimi pentru
toate binecuvântările deosebite pe care mi le-a dat. Am îndrăsnit să mă răsfrătesc împotriva înțelepciunii și vanității lui. Lucruri din astea s-au mai întâmplat în Biblie. Cârtirea este veche, de când au apărut oamenii și se va sfârși cu ultimul om care se va naște pe pământ. Uitați-vă Numeri. Un popor de robi zdrențuroși, eliberați din Egipt, sunt transformați în poporul lui Dumnezeu. Și deși în fiecare zi văd norul Domnului asupra lor și li se dă în mod supranatural mâncare și hainele lor nu se uzează și Dumnezeu face minuni după minuni înaintea lor, minuni incredibile, tot timpul în viața lor există un dar. Cum ai îndrăznit să faci ceva cu care noi n-am fost de acord? Știți care a fost finalul? Când cele 12 iscoade se confruntă și 10 zic: vom muri, dușmanii noștri sunt puternici. Dumnezeu se înfurie și pe drept o face, deja era prea jignit de această atitudine și zice: ați spus că veți muri? Ok, ceea ce ați spus se va întâmpla. Și asta s-a întâmplat. Câte binecuvântări distruge cârtirea din viața noastră. Pățim și noi ca și evrei, în loc să trăim într-o abundență a Domnului, trăim într-o pustie. Ducem o viață de robi, apăsați, răniți, tot timpul vulnerabil și expuși atacurilor celui rău. Pentru că, în loc să alegem mulțumirea pe care Dumnezeu o merită, de când deschidem ochii și până o închidem, am ales să vedem partea goală a paharului. Și prin acest lucru am dat diavolului o armă puternică ca să ne afecteze viețile și să ne facă să fim învinși în loc să fim învingători. Toată lumea trece prin încercări. Nimeni nu va fi scutit de ele. Dar atitudinea cu care treci, modul în care te raportezi la ele, va hotărâ dacă trăiești pe culmi, dacă simți aerul acela curat care vine din cer, dacă vei stăpâni și vei domni peste viață sau îți vei târâ povara ca un rob și vei sfârși ca un rob. După ce Dumnezeu mi-a dus acasă jumătate din familie, în lunile care au urmat, a făcut așa o transformare în mine, încât n-am mai deschis niciodată gura să zic: aici nu e bine, asta trebuia să mai faci. Am trăit într-o continuă mulțumire. Fiindcă mi-am dat seama cât de bogat am fost atunci și cât de bogată sunt acum. Și că binecuvântările Domnului, chiar dacă nu vin sub forma pe care eu le doresc, sunt binecuvântări și sunt făcute special pentru a împlini în viața mea destinul pe care Dumnezeu mi l-a scris și pe care dorește să-l am. Aș vrea în această seară, dacă nimic nu vă rămâne în minte din această conferință, să vă ridicați în picioare în ziua de mâine și gura dumneavoastră să nu mai fie plină de nu am, nu-mi place, iar se întâmplă așa, să o umpleți cu mulțumiri și să vă amintiți cât de mult bine v-a făcut Domnul. Și vă spun, pentru că am experimentat acest lucru, veți trăi un altfel de viață, o altfel de viață. Nu se vor schimba multe în jurul dumneavoastră, poate veți rămâne în aceeași situație, dar dumneavoastră veți fi diferite. Veți avea o viață din abundență. Pentru că în momentul când alegi să-i mulțumești Domnului, îți pui rădăcinile în El. Toate izvoarele mele sunt în tine.
și fiindcă sunt în tine, ele nu depind de ce mi se întâmplă, de cât de mult am, de cât de grea mi este viața, tot timpul cu tine sunt plină de sevă, sunt verde, sunt plină de rod, pentru că tu ești Dumnezeul care mă hrănești, tu ești Dumnezeul care mă adapi și trăiesc cu tine într-o victorie supranaturală. Astea nu sunt cuvinte, sunt lucruri care se întâmplă în realitate. Am ales, după ce am discutat despre acele capcane în care cădem, puse de diavolul înaintea noastră, am ales să discut puțin și despre acele arme pe care le avem la îndemâna noastră ca să depășim și să călcăm peste puterea diavolului și să ne restabilim poziția noastră în Hristos. Lucrurile încep simplu. Pocăiți-vă ca să vină de la Domnul vremuri de înfiorare. Aceasta înseamnă îmi identific slăbiciunile, știu lucrurile cu care te-am rănit și îmi pare rău de ele. Chiar îmi pare rău. Și te rog să accepți că m-am hotărât să nu le mai fac. Și dacă până la desăvârșire, din greșeală, voi mai uneca în una din slăbiciunile pe care le urăsc și le detest, așa cum tu le urăști și le detești, te rog să mă ierți, pentru că am ales să iau o atitudine așa cum vrei tu și să nu mai rămân în ele. Apoi, faceți-vă o listă completă cu păcatele care v-au afectat viața. Chiar dacă sunteți botezate de Domnul cu Duhul Sfânt, chiar dacă v-ați hotărât să vă schimbați atitudinea, eu am experimentat chestia asta și am hotărât să-mi fac o curățenie în profunzime la nivel spiritual. Și am rugat pe Domnul și am zis, Doamne, începând de astăzi, timp de o săptămână, te rog cu Duhul Tău să-mi aduci în minte lucrurile, atitudinile, sentimentele care pun un zid de despărțire între mine și tine. Vreau ca toate zidurile să cadă și tu să-ți iei cu adevărat locul de Dumnezeu în viața mea. Am ales o săptămână pentru că, ok, aveam o foaie acolo prin bucătărie și lucrând, Dumnezeu îmi dădea prin Duhul Sfânt, ok, problema asta, repede notam, mai lucram ceva, asta, în cealaltă zi m-aduceam aminte, deci, pentru că nu dintr-o dată îți vin toate, așa, încetul cu încetul se face curățirea. Vreau să vă zic că m-a speriat cât am văzut cât de lungă era lista. Lungă. Am ales apoi o zi care am fost singură acasă, deci nu m-a deranjat nimeni. Am postit înaintea Domnului și am zis, Doamne, astăzi pun lista aceasta la picioarele Tale, îmi mărturisesc păcatele și cer ca sângele Tău să le spele și să le arunce în marea uitării. Locuiesc într-un apartament și am închis ușa de la antreu, care era dublă, am închis ușa de la bucătărie, am închis ușa de la cameră și apoi m-am pus așa izolată, zis, acum este timpul să vorbesc cu Dumnezeu. N-am închis ochii, pentru că trebuia să citesc toată lista aceea pe care Duhul Sfânt mi-o adusese în minte. În momentul când m-am rugat și am zis, Doamne, problemele astea trebuie îndepărtate, legăturile astea trebuie tăiate, am simțit cum puterea Domnului se cobora acolo. Era Duhul Sfânt care efectiv confirma, îmi place ce faci, continuă. Și am continuat. Când am fost pe la jumătatea listei, dintr-o dată, la ușa din bucătărie, am auzit cum cineva dă cu pumnii, dar atât de tare, încât ușa aia vibra și este o ușă masivă. Cineva, ușa de la antreu închisă. Cine putea să intre la mine în apartament când totul era încuiat? Știți cine? Cineva care era deranjat. Că începusem să dau la o parte capcanele lui și să hotărăsc să fiu liberă în numele Dumnezeului care făcuse această liberare pentru mine.
Am fost șocată la început, dar am zis, încă n-am terminat lista, mai am încă de spus. Și am terminat-o, am spus Domnului toate păcatele și am știut, m-am ridicat de pe genunchi liberă, pentru că am știut că acum sunt într-o relație faină cu Domnul, am îndeplinit ceea ce l-a dorit, mi-am făcut partea mea și Domnul abia aștepta să-și facă partea lui și să-mi dea victorie după victorie, acele victorii pe care le pregătise pentru mine ca și copil ai lui. Avem niște arme speciale de care diavolul se teme. Dar se teme atât de tare încât este alarmat. Unul din armele pe care Domnul ne-a pus la dispoziție este numele Domnului Iisus Hristos. În numele Lui se va pleca orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Când mă rog și sunt bolnav, în numele Lui vine vindecare. Când mă rog și am păcătuit, în numele Lui vine iertare. Când mă rog și cer pentru cei iubiți, lucruri deosebite, aceste lucruri mi se dau în numele Lui. Și vreau să vă zic că diavolul se teme de numele Domnului. Am audiat pe YouTube o mărturie a unui fost maestru vrăjitor din Africa, un tânăr pe numele Emanuel, care a fost băgat în cele mai profunde forme de ocult. Și el a zis, la un moment dat ajunsese, după ce făcuse niște fapte oribile, la un nivel în care avea părtășie directă cu Satana, el și alții, așa, nu doar cu îngerii demoniști, efectiv cu Satana. Și a zis, nouă ne era interzis la cele întâlniri să rostim numele lui Iisus. A zis, n-aveți voie. Și unul care n-a știut, era nou acolo, l-a rostit și în momentul acela Satana a căzut de pe tron. S-a împlinit, n-a înțeles el de ce, după ce a devenit creștin, a citit acel verset și a zis, în numele lui se pleacă orice genunche. Și Satan este un oarecare care își pleacă genunchii în numele Domnului. Folosiți numele acesta când trebuie să vă luptați spiritual, pentru că într-adevăr funcționează. O altă armă spirituală pe care o avem este cuvântul lui Dumnezeu. Știți și dumneavoastră foarte bine că această armă a fost folosită de Domnul. Toată relația noastră cu Dumnezeu, tot ceea ce facem în lumea fizică și spirituală, se bazează pe indicațiile pe care cuvântul Domnului ne le dă. Sângele Domnului Iisus Hristos este o altă bombă pe care Satana nu o suportă. În Apocalipsa 12:11 ni se spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Asta înseamnă că, bazându-ne pe Domnul, mărturisim cuvântul său și apoi sângele Domnului face lucrarea următoare. Duhul Sfânt. Câte dintre dumneavoastră sunteți botezate cu Duhul Sfânt și aveți vorbirea în limbi? Puteți să ridicați mâna sus? Oh, super! Duhul Sfânt, care este a treia persoană din Dumnezeire, lăsat aici printre noi ca să-și pregătească biserica, prin darurile pe care ni le dă, ne ajută să ne întărim spiritual și în mod supranatural să călcăm peste împărăția Întunericului. Vreau să vă spun că, neavând învățătura necesară, am fost botezată cu Domnul la 16 ani, așa, și am avut vorbirea în limbi, dar niciodată n-am știut cât de important este acel dar. Pentru că toată lumea l-avea, mi s-a părut așa un dar nu foarte grozav. Mi se părea, să fii proroc, să ai vedenie, ceva mult mai grozav decât să ai vorbirea în limbi. Și m-am înșelat groasnic. În ultimii ani am descoperit ce importantă este vorbirea în limbi.
Am la Conob, un sat, la 20 de kilometri de Lipova, unde mă întâlnesc cu niște femei simple, modeste, dar cu o inimă grozavă pentru Domnul. Am acolo un grup de rugăciune. Și de multe ori ne rugam și mișloceam pentru lucrurile pe care Dumnezeu ne le punea pe inimă. Vreau să vă spun că nu odată, de multe ori, mi s-a întâmplat în timp ce vorbeam în limbi să simt că cineva mă strânge de gât numai ca să nu mai scot acele cuvinte pe gură. Sau îmi dădea o senzație de vomitat și nu mai puteam să vorbesc, că simțeam că trebuie să vomit. Și habar n-aveam de ce. Deci era un atac demonic, pentru că acele cuvinte pe care Duhul Sfânt le declara prin gura mea răsturnau niște lucruri pe care diavolul le avea acolo în împărăția lui spirituală. Și era disperat să mă oprească, să ne oprească, pentru că este vorba de vorbirea în limba tuturor, ca să nu le mai spun și împărăția lui să nu fie afectată. Vă încurajez, vă rog, vorbiți în limbi și când sunteți în bucătărie și când vă rugați după ce ați terminat în românește și nu vă opriți și dacă o oră stați pe genunchi și vorbiți numai limbi, lăsați-l pe Duhul Sfânt să spună ce are de spus, să vă zidească spiritual, pentru că se roagă exact pentru încercările prin care veți trece, exact pentru lucrurile care trebuie aranjate în viața dumneavoastră și pentru care noi personal nu știm cum trebuie să ne rugăm. Despre rugăciune și post, toată lumea știe. O armă foarte vehiculată, dar din păcate foarte neglijată. Vreau în cuvintele care urmează să pun accent pe o anumită formă de rugăciune, și anume pe rugăciunea de mijlocire. Pentru că vorbesc despre lupta spirituală, această rugăciune de mijlocire este o armă teribilă în mâna unui luptător al lui Dumnezeu, a unei viteze a Domnului. Atunci când vă uniți, mai ales când vă uniți într-o rugăciune de învoire, doi sau trei, uniți să ceară ceva de la Domnul, puterea pe care o aveți este a unei bombe atomice. Și nu exagerez. Am avut ocazia, când eram membre la Șoimoș, prin anul 1986, să particip activ la o inițiativă mai deosebită. Conducerea bisericii s-a hotărât și a zis, vrem, pentru o perioadă, cât îngăduie Domnul, să avem străjeri puși pe ziduri 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Deci, biserica era deschisă tot timpul și s-au făcut grupuri, de fapt, s-au făcut liste cu oameni care erau de acord să vină să se roage 3 ore și să stea în rugăciune, mijlocind pentru cererile bisericii. S-au ridicat o grămadă. Ok, bărbații au fost politicoși, au zis, noi mergem noaptea, surorile merg așa mai dimineața, ziua. Am fost pusă de la ora 6 după masă la 9 seara. Sinceră să vă zic, ideea de a mă ruga 3 ore mă amețea. 3 ore. Doamne, dar ce știu să mă rog eu 3 ore? Aud emoții. N-am mai experimentat așa ceva. Tânărul pe care trebuia să îl înlocuiesc a ieșit la ora 6, am dat mâna cu el, a zis succes, Geta, mulțumesc, Cornel, și am intrat în biserică. Vreau să vă zic, când am pășit în biserică, am simțit că acolo era Dumnezeu. Aproape că l-am pipăit, aproape că am dat nas în nas cu el, era acolo. Rugăciunea atâtor copii ai lui făcuse ca acel loc să fie îmbibat de prezența Domnului. Am fost foarte emoționată și vreau să vă zic că nu știu cum au trecut 3 ore.
Nu știu. Așa, efectiv, parcă cerurile curgeau de sus și tot de sus erau așa aspirate și primite în fața tronului lui Dumnezeu. Am deschis Biblia și când am deschis Biblia, s-a deschis la Daniel 8 și Dumnezeu mi-a zis, da, că poporul meu se va căi, se va pocăi, va cere. E zis, wow! Rugăciunea în unire, în unitate, este extraordinară. Însă, pentru că la acea dată oamenii nu știau prea mult despre bătălia spirituală, am pierdut pe altă parte. Am visat într-o noapte că noi toți tinerii ne adunasem să ne luptăm cu diavolul și dintr-o dată stăteam undeva pe o platformă înaltă, lângă platformă era o apă limpede, dar mică, și de pe coasta cealaltă a venit un șarpe, dar știam că este un șarpe deghizat și că de fapt era Satana, și a venit foarte alarmat, fiindcă auzi că poporul Domnului se roagă. A trecut apa, s-a uitat la noi și noi când l-am văzut, am început să luăm praf pe care l-aveam la îndemână, pietricele mici, să aruncăm în diavolul. S-a uitat la noi așa, plictisit. Am simțit că se liniștise și apoi tacticos ne-a întors spatele și a plecat. Ceva lipsea din lupta noastră spirituală. Doar rugăciune, fără aplicarea pe teren, a declarațiilor care înseamnă victorie în Hristos, a cuvintelor din Biblie, care aduc de sus toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru mine, este o luptă incompletă și ineficientă. E foarte important să te scalzi în rugăciune, dar să-ți întinzi rădăcinile mult mai mult de rugăciune și să te afunzi în izvoarele Domnului. Am două prietene, vi le dau acum ca și comparație. Ok, una este o prietenă, una despre una am auzit de la o prietenă, care se confruntă în familia lor sau s-au confruntat cu o tragedie. Soți necredincioși, fapte de curvie. Una dintre ele este de la Hunedoara, cealaltă din partea mea. Și fiecare, la această provocare identică, au reacționat diferit. Cea din Hunedoara a căzut în depresie, a luptat cu arme firești, la un moment dat era confuză, nu mai știa ce să creadă. Încetul cu încetul Dumnezeu a ridicat-o, e foarte greu să treci prin așa ceva. Cealaltă a fost o fată din Oradea, care s-a căsătorit cu cineva din alt județ, nu s-a, eu știu, n-a fost destul de atent de când a făcut acest pas, băiatul pocăit, că știți, toți sunt pocăiți până la proba contrarie. Și pe urmă a descoperit că soțul ei avea probleme mari cu curvia, a avut relații peste relații, dar acea femeie se ruga ore întregi. Și deși știa că soțul ei venea acasă de la cineva, că ok, se simțea un alt parfum pe hainele lui, pe hainele lui, n-a fost deranjată, n-a fost speriată. Toate izvoarele mele sunt în tine. Pentru mine e greu, dar pentru tine e foarte ușor. Și Dumnezeu a lucrat după declarația și credința ei. Într-o noapte, fata aceasta s-a sculat și Domnul i-a zis, roagă-te. Soțul era lângă ea, dormea. A început să se roage și la un moment dat a venit Duhul Sfânt peste ea și a avut o prorocie pentru soțul ei. A întins mâna și i-a zis, trezește-te, trezește-te, trezește-te! Dacă nu ți vei schimba viața în 3 zile, mă voi întâlni cu tine și mă voi judeca în așa fel încât o să-ți pară rău pentru tot ce ai făcut. Și a văzut în vedenie cum soțul ei conducea o mașină și Domnul i-a dat exact în localitatea de, în curba respectivă, cu semnul de circulație respectiv în față, va avea un accident, nu va muri,
dar nu va rămâne un singur os întreg în trupul lui. Va fi o legumă toată viața lui. Când Duhul Domnului a vorbit prin ea și i-a spus trezește-te, el s-a trezit, dar nu a auzit vocea soției lui, a auzit o voce ca de tunet. Și a zis că acolo încremenește. Și când a auzit ce i-a zis, ok, soția a spus, uite ce am văzut. A început să plângă, să tremure și a zis, exact pe drumul ăsta mă duc. Exact semnul ăsta este la curba respectivă. Dumnezeu e bun. Când mi-a spus cu 3 zile înainte să mă trezesc, nu vreau să ajung un nenorocit toată viața mea. Te rog să mă ierți. Să mă ierți tu și să mă ierte Dumnezeu. La ora aceasta, acești doi tineri formează o familie ideală. Un om care o ia pe soția de mână, merg din biserică în biserică și se laudă cu Dumnezeul lor. Aceeași încercare, dar două moduri de a reacționa. Ce a făcut diferența? Cred în cuvântul tău. Nu mă bazez pe puterea mea. Întind rădăcinile în tine. Mă ancorez de promisiunile tale. Și victoria, chiar dacă nu vine azi, dacă nu vine mâine, într-o zi va veni, pentru că tu n-ai înșelat pe nimeni. Acesta este un mod victorios de a relaționa cu Dumnezeu. Vreau să vă mai spun un singur lucru, pentru că este important și apoi voi încheia. Tot ceea ce primim de la Dumnezeu sunt niște daruri. Că e vorba de daruri spirituale, că e vorba de binecuvântările care vin niște daruri, niciuna dintre noi nu este aici fără să fi primit un dar. Dumnezeul darurilor care le-a dat, se bucură că ni le-a dat, însă ni le-a dat ca să le folosim, să beneficiem de ele și prin ele să-L proslăvim pe El. El este un Dumnezeu al socotelii.